Am citit o declarație a lui Florin Manea care spune că prima oară Rangers pe tine te-a vrut, Gabi. Da. Așa e? Da, am fost la întâlnire cu președintele și patronul echipei. Eram la Auxerre. De față a fost și Nea Giovanni și Florin Manea. Și nu ne-am înțeles. Și așa a ajuns Dorin. Dorin, tu știai povestea asta cu, sau nu știu, o confirmi? Tu erai la Palermo, parcă, în momentul în care... Păi am aflat-o după aceea, ulterior, de la Florin Manea. Dar dumneavoastră nu știți că, de fapt, eu eram acasă și eram cu Andreea Ambăcușă când Gabi a asistat la discuții și atunci mi-am făcut, mi-am făcut treaba. Am înțeles. Și mi-aduc aminte că imediat după ce tu ai trecut la Rangers, ai rămas chiar și în situația în care clubul a ajuns în Liga a 4-a, Liga a 3-a, după ce te-a făcut să rămâi acolo în conjunctura asta? Păi nu, am jucat doar 3 etape atunci în Liga a 4-a, pentru că încă nu era clarificată situația, nu numai a mea, multor jucători, pentru că erau jucători care își doreau să plece. Eu atunci, în acea perioadă, eram în angrenajul lui Liberația, și Nea Piții m-a sunat atunci și mi-a spus că trebuie să găsesc o soluție neapărat de a mă transfera, de a pleca într-un loc undeva, pentru a nu pierde contacte cu echipa națională. Oricât de mult mă știa și avea nevoie de mine, nu putea să mă cheme la echipa națională din Liga a 4-a din Scoția. Era ceva normal și până am găsit o variantă de compromis, încerc să găsesc o altă echipă în smut ca să joc la un nivel mai bun, mult mai bun, doar pentru a rămâne în echipa națională. A durat puțin și am jucat 3 meciuri în Liga 4, dar asta a fost exact conjunctura. Apropo de FCSB, în momentul de față în Europa League, un detaliu foarte interesant, chiar dacă vorbim de un capitamaj, de un clasament crud, pentru că s-au disputat 2 meciuri, 3, unele echipe au 3 meciuri în momentul de față, sunt 5 echipe care au reușit, cu FCSB, care au reușit după 2 etape să aibă, să obțină 2 victorii. Lazio, Lyon, Tottenham și Anderlecht și FCSB. E un detaliu ăsta să ne mândrim, chiar dacă, repet, clasamentul nu e încă dospit. Putem să ne mândrim, dar îți dai seama, trebuie să vedem cum terminăm. Că dacă facem un rezultat pozitiv, și eu sper să facem de seara un rezultat pozitiv, adică să facă, atunci o să luăm o șansă la ce am spus eu, 1-8. Vorbeam de bani, pentru că în fotbalul modern, Daniel, ne reflectăm, ne ducem spre acest ingredient și Rangers îl aduce pe Cerny de la Wolfsburg cu 7 milioane. Știi cât a plătit Gigi Becali pentru toate transferurile realizate în această vară? Și este în această conjunctură cu maxim, cu punctaj maxim după 2 runde? 5,6 milioane. Și te întreb, un jucător. E Gigi Becali în momentul de față mai profitabil decât multe lucruri? Am citit un articol pe care l-a scris colegul Gabriel Berceanu și o să mai scoatem niște date din el. Iată, cu 5,6 milioane, FCSB este pe... în frunte în Europa. Fotbalul nu este matematic. Acum, dacă stăm să judecăm ultimul rezultat cu PAOK Salonic, probabil că PAOK este superior din toate punctele de vedere, și buget, și jucători, și antrenori, și așa mai departe. Dar sunt aceste meciuri în care, dacă ai un antrenor bun, reușești să egalizezi aceste valori. Și iată că FCSB a reușit, și marea mea bucurie nu este faptul că FCSB a bătut, ci faptul că avem o echipă din România competitivă în cupele europene. Anul trecut, așa cum vorbeam mai devreme, noi n-am avut nicio echipă în cupele europene, că era Conference League, Europa League. Și m-am uitat să văd câte țări din cele 55 câte sunt în Europa au cel puțin o echipă. Și erau 31. Deci mai erau încă 24 de țări care n-aveau nicio echipă. Acum n-am mai stat să mai calculez, dar măcar am intrat în prima jumătate și iată că și rezultatele sunt pe măsură. Când vezi că există Slovacia, există Cehia, Cehia are 3 echipe în fazele astea ale competiției, inclusiv în Champions League, adică alte țări care nu sunt neapărat mai dezvoltate din punct de vedere economic. Slavia Praga a plătit 21 de milioane, știu, aproape 22 de milioane pe transferuri. Da. Până la urmă nu joacă banii.
Să știi că am mai zis chestia asta și ne-am luat papara de la prietenii. Uite ce înseamnă omogenitatea, ce înseamnă să ții anumiti jucători ai FCSB-ului care au jucat și anul trecut. Deja se cunosc unii cu alții și au format cât de cât un grup și o echipă. Și asta contează foarte mult, omogenitatea. Pentru că dacă iei 4-5 jucători și vinzi în iarnă și aduci alții noi, este mai greu să clădești o echipă. Și uite că la FCSB le-a mers, a ținut nucleul de jucători de anul trecut și acum în Europa League, uite că facem o figură frumoasă. Adică nu că faci o figură frumoasă, ai și un joc bun de fotbal. Exact. Care tu și la PAOK fizic ai fost cam peste ei. Ai văzut ce pressing făceau, ce toți compacți, adică se vede că se înțeleg și se cunosc unii cu